Agenția Națională de Administrare Fiscală ar urma să blocheze fondurile de origine rusească în România. Astfel, sute de angajați nu și-au primit salariile din cauza conturilor bancare ale companiei, care peste noapte au fost blocate. Liderii sindicali îi avertizează pe guvernanți că blocarea activității combinatului siderurgic ar pune în pericol situația a peste 2000 de români. Până în acest moment, pe cardurile celor 800 de angajați de la combinatul siderurgic din Reșița nu a intrat niciun leu, deși compania avea banii disponibili pentru salarii. Nu e normal, dar e adevărat, ce să spun. Este. Și în continuare o să ne aștepte, părerea mea, puțin mai greu, datorită faptului că o să se scumpească alimentele. Ar trebui să-i ajute, dacă nu m-au de acolo, ai noștri ar trebui să-i ajute pe aia. Dacă a lucrat acolo și le-a blocat, a făcut rău. Ar trebui să le dea și lor ceva. Ăsta-i noștri. Ar trebui, domnule, asta nu e... Da. Acest pachet de măsuri restrictive adoptate de Uniunea Europeană acționează ca un glonț îndreptat înspre ruși, dar care ricoșează în 2500 de români. Pentru că în lipsa locurilor de muncă și a salariilor pe fondul creșterii a tuturor prețurilor din economia românească, oamenii nu au altă variantă decât să plece din țară. Nu e nicio logică asta. E drepturile omului și asta tot un fel de dictatură, tot un fel de... De ce să aibă salariul blocat? Politica lor monetară nu o cunosc, dar ar trebui ca banii oamenilor să li se dea ca să poată să trăiască. Altfel oamenii stagnează și iasă rău, iasă oamenii în stradă. Iasă oamenii și iasă tot un fel de revoluție. O să iese o revoluție în țară pentru că omul stă o zi plământ, două zile, trei zile, după aceea iasă în stradă și iasă omor de om. Mi se pare corect că rușii au fost mafioți. Au încasat și au avut profit prin afacerile care le-a avut, spre exemplu, Arlos Latina și toate ăștia, mă rog, în industria aluminiului și în toate ăștia, ei s-au îmbogățit, acum le-a plasat la alții, care au avut niște bani să le cumpere, dar cu conturile goale. Acest lucru ar avea efecte negative în lanț. De pildă, fabrica de autoturisme Dacia de la Mioveni este dependentă de producția TMK. Mâine, dacă nu mai funcționează combinatul din Reșița, taxele și impozitele datorate pentru cele 800 de locuri de muncă nu vor mai merge către Consiliul Local, iar asta va fi o lipsă destul de importantă în bugetul comunității.